Peste 60 de tablouri de mici dimensiuni am numărat astăzi în camera Elisabetei Guiaș, o cameră de apartament în care se refugiază când dorește să-și exercite pasiunea, pictura. Sunt lucrări pe care le-a realizat de-a lungul timpului, atunci când dorea să evadeze din cotidian sau să se relaxeze. Nu este o artistă profesionistă, cum se spune astăzi, deși a urmat în tinerețe cursurile de pictură și cele de ceramică la Școala Populară de Artă din Petroșani. Ca toți oamenii de atunci, a fost însă preocupată mai mult de cele necesare traiului zilnic și nu de artă. Arta era ceva secundar. Când am venit din 68 din Petroșani aici, am stat mulți ani că n-am avut servici și am dus-o tare greu. Și am avut și copilul și de unde cu greu. Și atunci arta a trecut pe planul 2. Da. Am stat pe Valea Roșie în chirie și într-o colibă de numai cât o masă și un pat și o durap și stola. Astăzi ne-a mărturisit însă că ar vrea ca lumea să știe ce a realizat și poate și să-i cumpere o parte din lucrări. Cele mai multe dintre tablouri au ca temă florile. Trandafirii și buchetele cu liliac se regăsesc în multe dintre lucrări. Mi-au plăcut florile și nu, asta tot am făcut și tot cum am găsit flori. Am mai aia trandafirul ăla, într-o noapte când veneam de la lucru, la 11 seara, am văzut acolo pe drum. Și am tăiat-o și atunci noaptea m-am apucat și până la ora 3 am terminat trandafirul acela galben. Câteva dintre tablouri au fost și în expoziții din Baia Mare, iar unele au fost cumpărate. Mi-am mai cumpărat, i-am dus la caspe, la pensionare acolo și șefa de acolo, i-a plăcut și a luat câteva. Și până m-am dus la Timișoara, la sora mea și i-am dus cu mine acolo și am vândut 3 și acolo. Și cam câte în total ați vândut? Că nu mult. Din aia de sus cu trandafiri mi-au făcut comandă la două persoane mi-au cerut să fac. Și l-ați făcut până la urmă? Da. Din banii primiți pe tablouri și-a cumpărat materiale pentru alte tablouri. Acestea sunt realizate în general în ulei sau acuarelă. Nu sunt pretențioase, dar au ceva din simplitatea și bunătatea băimărencei de 75 de ani. Cei interesați pot achiziționa lucrările la sume modice, iar cei care vor să-i le facă cunoscute, este dispusă să le ofere pentru evenimente culturale.